Bun găsit! Sunt Andreea Cazacu și vă prezint horoscopul pentru data de 15 august 2023. În această zi vei simți o energie proaspătă și inspirație în ceea ce privește proiectele și obiectivele tale. Este momentul potrivit să iei inițiativa și să începi să lucrezi la lucrurile care îți stau la inimă. Fiind deschis la comunicare și cooperare, vei avea șansa să stabilești conexiuni valoroase cu cei din jur. Asigură-te că îți acorzi timp pentru relaxare și autoîngrijire pentru a menține echilibrul interior în timpul acestei zile pline de potențial. În continuare, haideți să vedem ce se întâmplă pentru fiecare zodie în parte. Berbec, ai ocazia să îți exprimi creativitatea și să îți asumi riscuri calculate în proiectele tale. Fii deschis la feedback-ul celor din jur, deoarece acesta îți poate aduce perspective importante. Dacă ești single, s-ar putea să testezi cât de departe poți merge cu cineva care îți place. Înainte să anunți oficial o relație, asigură-te că nu e prea devreme. Taur, eforturile tale constante și perseverența încep să dea roade. Ai încredere în abilitățile tale și continuă să lucrezi asidu către obiectivele tale. De asemenea, munca vine la pachet și cu foarte multă socializare. Gemeni, este potrivit să te concentrezi pe comunicare și conexiuni sociale. Interacțiunile tale pot aduce informații valoroase și perspective noi. Gândește-te de două ori la ce ajută să spui adevărul dacă îl rănești pe interlocutor. Rac, este momentul să te concentrezi pe bunăstarea ta emoțională. Găsește timp pentru activități care îți aduc bucurie și liniște interioară. Banii îți pot da o ușoară stare de nervozitate. Poate că te simți stresat pentru că ai de achitat ceva sau pentru că ți-ai depășit bugetul. Leu, ai ocazia să îți arăți leadership-ul și abilitățile de organizare. Alții ar putea căuta ghidarea ta, așa că fii pregătit să preiei conducerea în anumite situații. Conversațiile pe care le porți cu partenerul pot duce la scandaluri în toată regula. Totul pornește însă de la o neînțelegere. Fecioară, detaliile contează în această zi. Analizează cu atenție sarcinile și planurile tale pentru a evita eventualele erori. Ești super creativ și cauți soluții inovatoare la orice problemă. Ziua ar putea fi presărată cu multe negocieri sau conversații. Balanță, concentrează-te pe echilibru și armonie în relațiile tale. Este potrivit să soluționezi conflicte sau să inițiezi discuții importante. Dacă ai de făcut o prezentare, verifică toate detaliile de dinainte. Te vei mândri că poți jongla cu atât de multe responsabilități și că le duci pe toate la bun sfârșit. Scorpion, este momentul să te concentrezi pe dezvoltarea personală. Caută modalități de a-ți extinde cunoștințele și abilitățile. Această zi te ajută să îți păstrezi calmul chiar dacă sunt testate limitele. Cineva care știe punctul sensibil te-ar putea îndulci puțin. Săgetător, este potrivit să explorezi noi direcții în carieră sau în viața ta personală. Fii curios și deschis către schimbare. Nu doar în această zi, ci întreaga săptămână pot apărea tot felul de situații care să îți schimbe programul. Ceva te-a scos din ritmul tău obișnuit. Capricorn, eforturile tale constante încep să se vadă. Continuă să muncești din greu și să îți urmărești obiectivele, chiar dacă rezultatele întârzie să apară. Lecția întregii săptămâni este să îi apreciezi pe oamenii care te susțin într-un fel sau altul și care contribuie la starea ta de bine. Vărsător, interacțiunile sociale pot aduce idei noi și inspirație. Colaborează cu alții pentru a-ți dezvolta gândirea creativă. Banii la comun cu cineva ar putea fi motivul de stres al zilei. Este aproape imposibil să cădeți de acord și niciunul nu are răbdare să explice celuilalt punctul său de vedere. Pești, ascultă-ți intuiția, ai abilitatea de a simți subtilitățile din jur și de a te conecta cu ceilalți într-un mod profund. Nu vei ezita să spui care îți sunt nevoile. Totodată, universul te împinge parcă să ieși în față. O să vezi că primești mai multă atenție decât de obicei. Acesta a fost horoscopul. Sper că ți-a fost util și că vei avea o zi minunată.